Suntem din nou în studioul TV al ziarului de Iași. Discutăm astăzi cu Cătălin Hopulele, redactor specializat pe învățământ superior la ziarul de Iași. Suntem la finalul admiterii la universitățile ieșene și avem câteva concluzii foarte interesante care privesc atât piața universitară cât și piața muncii din Iași. Una dintre acestea care ne-a atras atenția este numărul mare de studenți din Franța sau din țările asociate spațiului francez care vin să studieze la Iași, anul acesta ajungându-se cumva la un vârf al înscrierilor. Cătălin Hopulele, ne poți face un istoric al acestui, acestui fenomen nou al studenților străini care studiază la Universitatea de Medicină din Iași? Da, bună ziua în primul rând. Uh, studenții străini care studiază în Iași uh, au fost cumva caracteristic din totdeauna la Universitatea de Medicină și Farmacie. Ei au fost primii care au avut uh, această deschidere și nu neapărat pentru că ar fi avut o ofertă foarte atractivă față de celelalte universități, ci prin prisma faptului că în multe țări este limitat numărul de locuri la universitățile de profil, în special pe medicină generală și ei vineau să-și facă studiile în țările din estul Europei, România fiind una dintre destinații și pentru că Față de alte țări, avem cumva un sistem mai bine pregătit din punct de vedere educațional. La medicină, anul acesta, au fost o concurență, în special pentru studenții care au venit să studieze pe locurile în limba franceză, cu taxă în valută și în limba franceză, de patru circa 400 de în loc și de patru ori mai mare decât a fost anul trecut. Dar nu sunt singuri care au avut, uh, care au avut o surpriză din punctul ăsta de vedere uh, și la Universitatea de Științele Veții, la uh, fosta agronomie, actuală agronomie, dar fosta USMV, uh, au fost mai mulți studenți veniți pe această filieră și chiar și la Politehnică, la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi din Iași, au fost surprinzător de multe persoane venite din zona francofonă, nu neapărat din Franța. Să, concret. să puntăm. Avem studenți veniți din zona francofonă să studieze la Iași cu Adere la Universitatea de Medicină și Farmacie. Sunt diplomele eliberate de Universitățile din Neaș valabile în Uniunea Europeană? Sunt. În Uniunea Europeană, în urma convențiilor, diplomele sunt valabile și nu există absolut nicio emoție din punctul acesta de vedere. Sigur, cu micile reglaje care sunt pe, pe unele domenii, dacă ar fi să ne îndepărtăm de sfera medicinii. cum avem dreptul, unde există anumite, anumite conexiuni care trebuie să făcute ulterior în funcție de legislație fiecare țări. Dar ele sunt. Ele sunt și nu sunt recunoscute doar la nivelul Uniunii Europene, ci au și o recunoaștere mondială, parțială. Spre exemplu, cu diploma obținută în Iași, poți profesa, să spunem, hai să luăm domeniul medicine, că am vorbit de el, poți profesa în vestul Europei, în Germania, în Franța, în Marea Britanie, cu unele, cu unele reglaje, dar, spre exemplu, dacă vrei să studiezi în SUA sau în Canada, există o serie de echivalări echivalări suplimentare, pași pe care trebuie să-i faci dar ce e important e că diploma aceasta îți, îți folosește ca un fel de postamente pe care pornești, deci ai un avantaj complet față de cineva care intră deci proaspăt în faci sistem facultatea de la nu zero trebuie să o iei de la zero Exact. asta nu trebuie să o iei de la zero În condițiile astea în care diplomele eliberate de universitățile din Iași și din România sunt recunoscute la nivel european putem considera că avalanșa de cereri spre universitățile șene indică faptul că acestea reprezintă o poartă mai facilă de acces pe piața muncii din străinătate? Și da și nu. Ca să ne referim un pic la medicină pentru început, la medicină răspunsul ar fi evident da, din punctul ăsta de vedere. Mai ales că, spre exemplu, începând cu anul trecut, UMF-ul are o legătură foarte strânsă cu UNES International, care este o bază de date la care au acces studenții, studenții, din Iași, prin care se pregătesc pentru, la, același aceleași standarde ca studenții din Franța pentru a putea să susțină rezidențiatul în Franța. Deci, practic, studenții francezi care vin aici lucrează, au acces la aceleași resurse materiale, ca și cum ar fi făcut medicina și rezidențiatul la în țară, ceea ce e un lucru foarte important. Dar, în rest, universitățile, putem să spunem concret că universitățile din Iași sunt o poartă către Europa pentru tineri, pentru absolvenți, cu mențiunea că unele domenii sunt mai mult o poartă de familiarizare cu Europa. Eu cred că un lucru foarte important pentru un student, indiferent din ce țară provine, fie că e din România, fie că e din altă parte, dacă vine și studiază ca integralist la o universitate din Iași, are opțiunea să beneficieze de un program Erasmus, care e, o, care e o chestiune foarte interesantă și care e cumva judicios văzută. Un student Erasmus merge într-o universitate din oriunde din Europa, chiar inclusiv în, poate să meargă în Norvegia, în Danemarca, poate să meargă în vestul Europei, poate să meargă în sud spre Italia, are opțiuni să vadă exact cum se studiază, care sunt oportunitățile, să-și facă relații efectiv acolo și ulterior s-ar putea să, fie, să meargă să-și completeze studiile. Foarte mult să facă S-a speculat că această poartă mai facilă de acces ar însemna și, să spunem, standarde ceva mai puțin pretențioase în ceea ce privește pregătirea studenților, cât, cât adevăr este aici. La nivelul pregătirii, eu n-aș spune neapărat că sunt standarde reduse, pentru că din ce știu, mai ales la locurile care sunt cu taxă în valută, știu că profesorii din Iași sunt destul de riguroși pe, cu privire la primirea și mai ales la promovarea studenților în anii superiori. O problemă majoră o avem la felul în care sunt finanțate universitățile pe linia studenților români, unde, unde bugetul anual se stabilește pe bază de student echivalent și bugetul universității depinde de numărul de studenți pe care i-are. Prin urmare, e greu să. Dar -ă, în ceea ce privește, de exemplu, pregătirea UMF pentru studenții francezi, e, e o întreagă infrastructură, îmi închipui, să, să schimbi cu totul limba de, de predare. S-a pus la punct UMF, a făcut investiții în, în domeniu și cum se pregătesc profesorii de acolo? Uh, și da, și nu, din nou. Uh, UMF e. Cum ar veni, luăm și vorbim atât de mult astăzi despre medicină, pentru că e primul exemplu pentru, o, o, ca universitate care a primit un număr mare de studenți la o altă. Nu e vorba de o infrastructură specială, pentru că Universitatea de Medicină beneficiază de practic de toată baza pe care o reprezintă Centrul Medical din Iași. Studenții străini fac aceleași, începând cu anul al treilea, trebuie să știe să vorbească în limba română, bine, de cel puțin nivelul B conform unei certificări, intră în spitale, au acces la pacienți, practic fac lucruri similare cu care, pe care le fac uh, studenții români. Este o diferență la acces, la accesul universitate, pentru că ei nu dau examen de admitere, plătesc taxa în valută care, ajunge, care a crescut anul acesta de la 5.000 la 7.500 de euro și, mă rog, se face tri, un triaj al lor, se selectează cei mai buni candidați, dar nu dau același examen destul de riguros pe care îl dau studenții români. 7.500 pentru un an de studiu aici, cam cât studenți străini sunt la UMF? Dacă nu mă înșel la Universitatea, la UMF, este prima sau pe locul al doilea din țară ca număr de studenți străini, vorbim de peste 2000, undeva pe la 2300. Deci, 2000, deci undeva la, un undeva 15, la 15 milioane de, de european. Pe, pe an. E o sumă importantă pentru universitate. Este Universitatea de Medicină și Farmacie cea mai bogată din Iași? Universitățile sunt foarte secretoase cu veniturile, cu veniturile lor. Putem să spunem cu siguranță că este una dintre cele mai bogate, dacă nu chiar cea mai bogată, în ceea ce privește veniturile proprii. Pentru că e clar că taxa din valută reprezintă venit propriu, nu reprezintă banii pe care îi primești în funcție de cât de mare ești de la Ministerul Educației. Deci, da, din punctul ăsta de vedere, da. Dar, în același timp, dacă aruncăm o privire la nivel de, știu, proprietăți sau de active, toate universitățile din ea au, chiar poate, chiar. Mai, mult mai mult decât UMF-ul. Au clădire, au terenuri, agronomia are terenuri date în arendă peste tot în țară. În Balteia, Lomiția are, are mii de hectare care sunt, de pe care au venituri în fiecare an. Dar ca venituri obținute în urma taxelor de studiu și venituri proprii, UMF-ul din start. UMF-ul UMF are studenți străini, are bani, dar are și o problemă mare. La Facultatea de Farmacie nu vin studenți. Ce se întâmplă acolo? La facultatea de farmacie, cred că va trebui inclusiv noi la ziar să aprofundăm un pic subiectul și să vedem, să încercăm să, să găsim o serie de explicații. De principiu, este o facultate foarte dificilă. Este o facultate dificilă la care este foarte mult de învățat. Este similar cu medicina la nivel de acumulare de cunoștințe, doar că medicina are și componenta practică care e foarte importantă. În schimb, la farmacie este mult mai mult studiu intens. Uh, ulterior salariile sunt foarte mici la intrarea în, la intrarea în sistem n-am o statistică concretă dar din ce înțeleg foarte mulți absolvenți care termină facultate și intră apoi direct în să uh, spunem în câmpul muncii bine, ținem conști de fapt că nu au experiență, sunt angajați fie pe salariu mediu, fie pe, un salariu, uh, pe salariu minim, fie un, spre, pe un salariu care se duce spre salariu mediu, dar oricum mult mai puțin decât colegilor de la celelalte facultăți de profil ale, ale medicinei. și putem spune că piața de afară nu este atât de accesibilă lor. Este mai puțin accesibilă decât unui student care a terminat medicina, spre exemplu, pentru că chiar cum discutam și în cursul zilei de astăzi, este o mare diferență între denumirile comerciale de medicamentelor, tipurile de medicamente care se pun, care se pun pe piață. Sigur, mă gândesc că ar S-ar putea face această adaptare, nu cred că e o problemă. Diplomele sunt recunoscute, doar că e mult mai multă muncă în spate decât să termini medicina și să mergi să-ți faci studiile, să-ți faci specializare. Am vorbit de Universitatea de Medicină și Farmacie pentru că acolo sunt cei mai mulți studenți străini și reprezintă un fenomen relativ nou. Să, să ne întoarcem la Universitatea Clasică, aia la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Anul acesta ai spus că datele de la admitere arată, să spunem, două vedete. Kinetoterapie și psihologie, acolo unde este cea mai mare aglomerare, cele mai multe Uh, să spunem uh, cea mai mare uh, concurență. concurență. concurență de, de ce se întâmplă acest lucru? De ce kineto și psiho? Uh, aici e un, unul dintre exemplele care arată că ușor vrând-nevrând manipulăm și noi felul în care arată, arată un pic realitatea. Într-adevăr, kinetoterapia este cea mai mare concurență pe locuri la buget, dar pentru că sunt puține. Deci au fost 25 de locuri la buget și au fost 250 și 4, dacă nu mă așel, de candidați, de dosare depuse. Sigur, e enorm de mult când te gândești că oamenii concurează și cine nu intră trebuie să plătească o taxă care ajunge la mii de lei ulterior. Dar este o explicație la kinetoterapie pe care am găsit-o eu cel puțin, raportându-ne la și la Universitatea de Medicină și Farmacie, care au o specializare similară, chiar o facultate de sine facultate de, de balneokinetoterapie medicală. Acolo se dă examen se intre pe bază de examen și este și acolo o concurență, dar e invariabil mai mică decât, decât cea care este deci la Cuza. La, la Kineto, Cuza încearcă cumva testează piața, a scos ceva mai puține locuri și cumva piața reacționează. Într-adevăr, s-ar părea că există o cerere care s-au înscris foarte mult. Este și o cerere constantă. În ultimii ani eu, a fost mereu o cerere. La, mereu. la psihologie de obicei era concurență mare. Anul acesta este în linie cu ce a fost înainte. Pare un pic ceva în plus dar de aici înțeleg că se mai retrag studenți în funcție de admiterea de la alte facultăți. Ca peste tot, dar în același timp psihologia este și una dintre specializările care, care atrage mult la, la universitate. Există acel, acel appeal a, a, fi, a fi psiholog și sunt și multe aplicații ulterior. Vorbim de la nu știu, psihologia în unitățile școlare, la cabinete individuale de practică, la spitalele mari, care toate au nevoie de psihologi. E deci consecința consecința a lecturilor din liceu, pe vremea, pe vremea mea, lecturile din liceu determinau cumva o, o meditație suplimentară spre natura, condiția umană de aici, ar fi fost, să spunem, o anume înclinare spre, spre psihologie. N-aș elimina ca, factor, ca, un factor important această, cum zis, acest background cultural pe care îl are un student care vine la psihologie, dar cred că unul dintre motivele importante este și Impresia pe care o au ei ulterior de, de a putea intra ușor în câmpul muncii. Cred că asta e important, că este cerere mare pe principiul asta. Ah, își revin facultățile tradiționale. Ani ani buni, decanii de la fizică, de la matematică, se plângeau că uh, au fost cândva, să spunem, vedetele sau cele mai căutate facultăți, și cumva după aia nu au mai avut căutare. Ce se întâmplă acum? A, aș fi înclinat să spun că își revin, dar ar trebui să ne uităm un pic și la cifre, cifre propriu-zis. Avem avantajul că aici nu vorbim de dosare de regulă, ci vorbim de candidați, pentru că de principiu cine își depune dosarul la fizică și are o, o garanție că va prinde fie un loc la buget, fie un loc la taxă, nu, își va asigura ca o plasă de siguranță, habar n-am, relații internaționale sau ceva de genul ăsta, dar inclinația lui va fi clar spre, spre domeniul mai tehnic. Matematica și-a revenit. Dacă vorbim strict de matematică, este al patrulea sau al cincilea an la rând în care matematica are constant uh, o peste 300 de candidați și în funcție de cum au variat locurile pe care le-a scos la buget, asta înseamnă o concurență undeva de aproape 3 pe loc, ceea ce e mult pentru matematică când te gândești Bun, explicațiile sunt majore și prin faptul că în orice domeniu informatic matematica este bază, deci o supra-specializare pe informatică e foarte ușoară pentru oricărui absolvent. Dar în ceea ce privește fizica și chimia a existat într-adevăr o, revenire. În Iași avem tradițional două facultăți de chimie, lucruri care te-ai că poate își făcând și unei altea concurențe, deci una e pe inginerie chimică și cealaltă e pe, are o abordare un pic diferită, n-ar trebui să existe, dar na, domeniile sunt similare. Însă în ambele părți și la Universitatea Tehnică la Inginerie Chimică și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza la Chimie se observă dacă nu să se se spune așa se spune că dacă nu o creștere fulminantă cum e cum cum observăm în alte domenii, măcar o stagnare și o creștere lentă, ceea ce eu cred că e un lucru important, pentru că cel mai mare deficit în România, nu-l avem la psihologie, nu-l avem la drept și nici la FEA, unde avem cele mai multe dosare depuse la Universitatea Alexandru Iancuza, ce l avem pe științele exacte, pe, 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 pe inginerie, în principiu, pe științele tehnice și chiar și la agronomie. Este un, un deficit. ai față spus de, de FEA și drept. Mai sunt aceste facultăți căutate? E aproape un, un truism să, să afli că foarte mulți absolvenți de drept și de de economie, fac alte meserii decât cele pentru care s-au pregătit. Și în continuare avem concurență? Păi, evident, da. De ce? Nu știu, dar concurența este și anul acesta Facultatea de Economie a avut cele mai multe dosare depuse la cuza, Deci, dintr-un total, cu, inclusiv cu domeniile prioritare și cu locurile pentru candidații de undeva la 12.000 12, .000, 12 .000 și ceva, la FEA au fost peste 2000, chiar 2.500 de dosare. Deci concurența există chiar dacă ar fi să numărăm toate locurile pe care le are FEA, e de peste 2 pe loc la toate specializări, pentru că are foarte multe specializări. Dar sunt unele domenii ultra specializate la FEA care implică ramuri ale informaticii, unde la fel și aici, la fel și la Universitatea Tehnică, la fel și eu știu eu, chiar și am văzut chiar și UMF-ul are unele componente de genul acesta, concurența va fi mare, oriunde există acea idee că faci un pic de informatică. La care deci informatică, automatizări și calculatoare sunt în continuare în, în top. Sunt, sunt. Chiar anul acesta am remarcat că e un foarte bun studiu de caz anul acesta față de, mai ales dacă ne uităm un pic în retrospectivă. Uh, în urmă cu 2 ani de zile, când, uh, pan, când nu discutam de pandemie, admiterea standard ne arăta că uh, în total erau circa 1000-1200 de candidați care dădeau examen scris și la automatică și calculatoare la Universitatea Tehnică și la informatică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Cum datele examenilor nu coincideau niciodată, unii dintre de dădeau examen și într-o parte și în alta. Anul trecut în pandemie s-a scos examenul s-a scos examenul fizic și cifrele au crescut fulminant la ambele fiecare universitate în parte a avut peste 1000 200, spre 1600 de dosare, dacă nu mă, dacă nu mă înșel. E, anul acesta informatica a ales să nu mai dea examen și s-a făcut admiterea pe baza 75% nota matematică sau informatică și 25% medie generală în BAC, în timp ce automatică și calculatoare au impus să admitere pe baza unui examen scris, chiar o dificultate mai ridicată decât cel de la bacalaureat pe matematică. Și vedem că cumva piața s-a așezat exact la aceleași valor ca înainte de pandemie La automatică și calculatoare au venit, au fost cred că 670 de candidați în total Cu tot cu cei candidați români de pretutindeni și toți care au dat examenul În timp ce la informatică, fiindcă nu s-a mai pus proba examenului, au venit la fel de mulți cum au fost anul trecut Au fost 1200 și ceva de dosare Prin urmare, căutarea este mare indiferent de filtrul pe care îl pui în față și se păstrează la aceeași valor constant da. Nu avem argumente pro sau contra aici. Interesant abordarea de la acelea, a ține standardele foarte sus și vreau ca să te întreb dacă, dacă e adevărat că disciplinele tehnice încep cumva să-și ia revanșa. Universitatea tehnică a suferit mult după 89, de faptul că a pierdut cumva din statut, nu mai era căutată iar rectorii universității tot spuneau în interviuri pentru ziarul nostru și nu numai că va veni din nou vremea Universității Tehnice și a Disciplinilor Tehnice. Asistăm la așa ceva? E un în început? Asistăm de ceva timp la un început uh, și ne uităm atât la Universitatea Tehnică cât și la specializările tehnice care sunt pe științe exacte mai mult uh, la Universitatea Cuza și chiar și parțial la agronomie. Uh, e cumva normal într-un fel. Știți cum, cum, vorbim întotdeauna de faptul că universitățile trebuie să-și adapteze oferta la cerințele pieței muncii și multă lume îi acuză pe cei de la, din, din universitățile care au facultăți de informatică că de ce nu scoateți domnilor 5.000 de locuri, dacă există 5.000 de posturi în industrie, și personal mă bucur că nu, că nu n au scăzut standardele atât de mult încât se facă astfel de, de manevre. În același timp, deficitul de ingineri pe specializările pe care le oferă Universitatea Tehnică, cât și, cât și celelalte inginerii care există la universitățile de pe piață, este mare. Deficitul a fost mare întotdeauna, la, nivel, la nivelul României, la nivelul Europei. Deficitul de ingineri este unul foarte mare, indiferent de domeniu. Că vorbim, ca să mai vorbim de construcție, anul acesta. Anul acesta a fost un exemplu în care prețurile au explodat după un an de pandemie și nu se găsește nici măcar la nivelul instituțiilor publice mari, nu găsești o echipă bună de construcție, o firmă care poate să poată să o lucrare, pentru că toți sunt angrenați de la lucrare. Deschidem o problemă interesantă, relația dintre universitate și piața muncii și până unde se pot, sau dacă este neapărat o legătură de a scădea cumva standardele de intrare pentru a acoperi, Toată, toată nevoia de pe piața muncii. Uh, întrebarea mea ar fi următoarea. Atunci când termină o facultate, studentul găsește lor de muncă și este el pregătit pentru a face față locului de muncă? Cred că cel mai la îndemână răspuns ar fi nu în, în momentul de față. Cred că sunt foarte puține domenii unde finalizarea facultății te pregătește atât de mult încât poți să intri direct să lucrezi la o companie de profil. Însă, foarte multe companii, mai ales pe domeniul tehnic, că vorbeam vorbim de asta, pentru că păstrează o legătură cu universitățile și cu facultățile de profil, au avantajul că știu care este nivelul absolvenților și recrutându-i încă de pe băncile facultății au șansa de a-l forma strict pe domeniul unde este necesitatea lor cea mai, mare, cea mai mare în firmă. Este greu pentru multe facultăți și pe domeniul tehnic, dar nu numai să țină pasul propriu zis cu piața muncii, mai ales dacă ne uităm cât de galopant se dezvoltă tehnologia e greu din foarte multe puncte de vedere, dar vreau pentru că și timpul nostru este limitat să ne concentrăm pe un lucru aici cât de greu este să ai resursa umană adecvată pentru a, poți preda, pentru a putea preda copilor acestora pentru că foarte mulți dintre cei care țipă că vor 5.000 de locuri la informatică în Iași, la cele două universități de profil uită faptul că în momentul de față profesorii care sunt și care sunt angajați acolo, sunt rugați să rămână. Deci singura șansă pentru a-i păstra e să-i încui în birou și să-i să țină ore online. Pentru că un absolvent, nici măcar absolvent, un student de anul al doilea sau anul al treilea, poate câștiga de două sau de trei ori mai bine decât profesorul lui fiind angajat într-o companie pe un post-mediu, fără să, fără să te gândești că face inginerie sau, sau dezvoltare de software performant. Pur și simplu muncă robotică, pentru care se, muncă care se poate învăța și la școlile informale de IT care există și mult, pentru care sunt. Reclutați. Interesant și ar putea face de obiectul aia. unei emisiuni viitoare. Aș vrea să, să te întreb acum dacă, în general, urmărind piața universitară de atâta vreme, dacă ai observat la nivelul Iașului, o influență de al lungul timpului a schimbărilor tehnologice asupra comportamentului universităților. Dacă au apărut specializări noi, dacă au apărut profesori specializați, dacă la rândul lor merg în străinătate sau fac aici cursul de specializare, cum, cum se adaptează universitățile noastre? În mod normal, Activitatea unui profesor în, în, în a se profesionaliza, în, a se specifica pe un domeniu, nu se încheie teoretic niciodată pe, pe perioada uh, activității, al cel mai mult, se remarcă lucrul ăsta și m aș întoarce un pic la exemplu medicinei aici, uh, pentru că e cumva relevant. Uh, e pe participarea la conferințe pe parcursul activității didactice. Știu că pentru noi acum sună, mai ales că am vorbit de atâtea ori, nu le duce la o conferință, practic e o, o cină, un pișcot, un discurs și totul mai se întoarce acasă. Dar publicarea lucrărilor științifice în câmpul în care lucrezi, lucruri care te obligă practic ca prag de promovare, să poți merge mai departe, dar și ca prag de autoevaluare anuală e foarte important și, prin urmare, măcar și la curent cu ce se, cu ce se întâmplă. Ei, lucrul ăsta l-am menționat la medicină pentru că la ei este cumva ultra specializată această practică a conferințelor, dar se întâmplă la toate universitățile și ăsta e cum Am, am trecut ușor peste Universitatea Agronomică. România a ajuns acum să producă mai mult decât în perioada comunistă, atunci când, când era cumva o dedicare deosebită a statului spre așa ceva. Cum stăm acolo la agronomie? Agronomia eu cred că este un paradox a cărui răspuns nu cred că putem încă să-l dăm concret. Și pe mine mă bucură când văd lucrurile care se întâmplă acolo. Universitatea de Științe Agricole, chiar să vorbim ce din Iași, Universitatea Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași, sunt convins că e cazul la toate universitățile. Lucrurile funcționează invers acolo. Dacă în piață, de regulă, piața cere și universitățile se chinuie să adapteze, tehnologia avansează și universitățile se chinuie să țină pasă, pasul, de regulă, la universitățile cu profil agro, agricol, agronomic, universitățile impun direcțiile în cercetarea în domeniu. Pentru că nu e IT ca să, ca să se dezvolte peste tot. Sigur, este o componentă tehnică de mecanisme, de utilaje care se dezvoltă paralel, dar în rest, pe felul în care sunt dezvoltate culturile, pe. Tipuri, pe tipurile de erbicide folosite, ca să dau exemple ultra punctuale, că putem să mergem și la medicină veterinară și exact același lucru, universitatea impune standardele și este foarte greu și mulți profesori se plâng chiar și la nivelul conducerilor universității de asta, e greu să găsești deschidere la Ministerul Agriculturii sau chiar la Ministerul Educației ca modelele puse de universități în cercetare să fie preluate, propriu zis, în, de mici fermeri, de mari fermeri, mm -hmm. de întreprinderile medii și mijlocii. Sunt mulți fermieri care vin la universitate și care cer ajutorul, efectiv, cer ajutorul pe culturi, pe chestiuni aplicate, pe habar nu, pe fosta zootehnie, actual inginerie resurselor animaliere, animale și animaliere. Și Universitatea de Agronomie este un, un model de reinventare din mers. Au, au, avut chiar la ea și au avut Foarte. curajul să schimbe complet denumirea pe către Universitatea aceasta de științele vieții, care, iată, ne arată admiterea de anul ăsta și o, va, o vor finaliza vineri acum când vom vedea cifrele finale, că nu s-a văzut, n-a fost o, o, greșeală. Și... N-a fost o idee rea... O, ultima e... întrebare, Cătălin. Dacă ar fi să dai un sfat, <coughs> dacă ar fi să dai un sfat eventual să și ai avea puterea să direcționezi voința cuiva unui copil bine pregătit, spre ce facultate la Indua? Aici uh, E greu să spun o facultate anume, dar cred că i-aș da sfatul pe care nu l-am primit eu la momentul potrivit și aș spune că dacă are inclinație către, către domeniul tehnic să urmeze o facultate, o facultate în sensul acesta preferabil chiar una pe informatică pentru că viitorul aici este și viitorul va fi aici pentru următorii 10-20 de ani și e un lucru foarte important. Contează mult însă dacă Toată viața ai avut vocație să te îndrepți și spre facultățile unde, unde te sperie numărul mare de, de candidați și te gândi că nu ai loc să intri. Pentru că acolo, deși este o cantitate mare, sunt mulți oameni, lipsești un singur lucru, calitatea. Pentru că e, e greu să faci triajul că mulți oameni buni aleg se teamă să mai candideze când văd cifrele mari pe care le prezentăm și noi uneori. OK, în in continuare <coughs> informatica pe primul loc. Cătălin Hopulele hop mulțumim pentru prezența aici. Mulțumim și telespectatorilor. Și eu vă mulțumesc.